No. Bună dimineața. Îi 7 și 20 de minute. Deci salutat tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Suntem aici la Brăila și facem un video. Avem o oră, aproximativ, mai puțin chiar, dar haideți să începem. Că am mers cu trenul acela magnific cu care a plecat, 1732. Merea la Ploiești și Ploiești, Brașov. Da, haideți să începem. Am zis să pornesc din partea asta la alta, dacă tot am luat trenul. Aici sunt ceva chestii, dacă văd bine, acolo e un LDH. Nu mă duc să mă aventurez pe prea departe, dar nu. Acolo e intrarea, acolo e ceva turn. De fapt, cred că e biserică, mă rog. Acolo în spate e ceva hale, foste hale, nu știu. Aici vagoane lăsate în urmă, mă rog. Destul de multe bălării pe partea asta dată. Numai trei linii folosite pentru călători, se pare. În rest, mai sunt două care sunt bălării și alea alte două sunt vagoane. În rest, nu. Așa e. Și, bă, pasarelă. Ce mai este pe aici? Oricum nu. Nu cine știe ce wow, dar oricum. Fiecare stație te surprinde câteodată. Bun. Hai să continuăm. Deci, magistrala 700 aici. Pasarela. Să duc și eu acolo sus. Și da, 1872 atunci s-o da drumul circulației pe aici. În rest, mă rog, e electrificat, după cum vedeți și voi. De fapt, cu aia am și venit. Tren electric, mă rog, cu vagoane și chestii. Da, nu, jumătate de oră a fost aici. Cam. N-am oprit numai, da, Barboș. Nici n-au avut unde, pentru că distanța e foarte scurtă. Și stația e, să zicem, într-un fel făcută într-o parte, altă dată nu. Dar, nu. S-a văzut și podul nou de la Brăila. Poate o să fac și o poză. Pe undeva pe aici, nu știu. Dar, nu. Frumos. Da, deci să vedeți și voi. Brăila. Suntem aici și merem să trecem peste traversare subterană pe aici, că avem și noi mai cumpărat biletul până la următoarea stație, până la urmă, care o să avem de oprit la Buzău, mă rog. Să vedeți voi alt videoclip, următorul, de fapt, deci, spoiler alert. Da, nu, haideți să vedem. Da, trecere simplă, n-ai ce să zici. No, așa e pe peroane. Partea asta la altă, mă rog. Acolo e un pasaj de rutie și mă rog. Multe bătării de după linie de 3. Aia da. No, și un locomotivă cu aburi. Depot Buzău. La Brăila, mă rog. Cam așa. Și, mă rog, piața. Aici sunt taxiuri. Transport public până acum n-am văzut, adică, mă rog. Dar cam așa. Păi n-am văzut, dar văd acum. Imediat, în câteva secunde au venit. Foarte bine. Autobuze noi oricum. Doamne ajută. Așa e afară. Nu sunt multe de spus. O să mă duc să-mi iau bani afară pentru că n-am
chestii. Am trebuit să iau bani ca să mă duc cu trenul, că nu mai am la TFC, trebuie să cumperi bilete. Da, stau aici la Brăila, mă duc înapoi, am scos niște bani, dar bag piciorul meu. Mi s-a blocat cardul în aparat, da, trebuie să sun. Dar o să sun, nu mai mă duc, nu am, am mai multe card, bag piciorul, nu stau aici, trebuie să mă duc, am tren, nu pot să stau după ei. Asta e. O să mi-au rămas bun la voi. Deci, mersi fain de vizionare, dați un like, share, subscribe, abonați-vă frumos. Atingeți și clopoțelul ca să vă notifice pentru următoarele videoclipuri și ne vedem în următorul videoclip. Salutare și pace, să fiți iubiți. De aici, din Brăila. Da, nu. Are rost.